Conceptul de Smart City, promovat de proiectul intitulat Introducerea de sisteme smart pentru reducerea birocrației din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, a vizat, pe lângă crearea unei aplicații Smart City și crearea unui portal de servicii online destinat cetățenilor și mediului de afaceri. Primul dintre beneficiile aduse de acest portal este reprezentat de posibilitatea obținerii de documente de la instituțiile publice fără a mai fi necesară prezența fizică la ghișeul sau diverse oficii și birouri. UAT, municipiul Drobeta-Turnu-Severin, a semnat în data de 8.3.2018 contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul Introducerea de sisteme smart pentru reducerea birocrației din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, pe care l-a implementat în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă, Columna, în cadrul programului operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară Administrație Publică și Sistem Judiciar, Accesibile și Transparente, operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Proiectul a avut o valoare de 3.700.000 de lei. A fost implementat în parteneriat cu Asociația Centru pentru Dezvoltare Durabilă Columna din Craiova, partenerii noștri fiind și ei prezenți, ce ne-au sprijinit în implementarea acestui proiect. Valoarea pentru Drobeta-Turnu-Severin a fost de 2.300.000, a partenerului a fost de 1.360.000. Prin acest proiect, primăria Drobeta-Turnu-Severin a achiziționat o aplicație de tip Smart City și un sistem informatic integrat pentru a ajuta și a îmbunătăți relația cu cetățean. Prin intermediul acestei aplicații am reușit să dezvoltăm o serie de module prin care, de exemplu, poate să-și impună un autoturism, poate să-și solicite un certificat fiscal, poate să-și plătească taxele și impozitele online, amenzile, în general obligațiile fiscale. Obiectivul general al proiectului constă în fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul UAT Drobeta-Turnu-Severin. Digitalizarea de care ne-am ocupat noi cuprinde practic două elemente. Odată eficientizarea internă a activității instituției, printr-o informatizare de specialitate în diverse compartimente, cât și conlucrarea informațiilor dintre acestea, astfel încât mai multe servicii să folosească aceeași informație la comun în timp real, să nu mai fie care cu evidență proprie. Un element important este un sistem de management de documente prin care se asigură flux în format electronic al documentelor în cadrul instituției, astfel încât în orice moment se știe în ce stadiu este un document, la cine este în lucru, câte zile mai sunt până când trebuie soluționat dosarul respectiv și așa mai departe. Bineînțeles că cetățeanul poate în timp real online să verifice stadiul solicitării acestuia, cât și o componentă de o mai bună relaționare cu cetățeanul online, atât pe site-ul instituției, unde sunt niște servicii online implementate, așa cum erau menționate mai devreme, de la activități uzuale ce țin de zona de impozite și taxe locale, până la lucruri care țin de registru agricol și pe viitor urbanism. Primul dintre beneficiile aduse de acest portal este reprezentat de posibilitatea obținerii de documente de la instituțiile publice, fără a mai fi necesară prezența fizică la ghișeu sau diverse oficii și birouri. În ce mod va ajuta acest proiect primăria Drobeta-Turnu-Severin? În primul rând, timpul. Timpul cetățenilor din Drobeta-Turnu-Severin va fi scurtat foarte mult, timpul în care ajunge informația la funcționarul public, dar nu în ultimul rând o monitorizare a funcționarilor și a eficienței vis-a-vis de serviciile oferite către cetățenii din Drobeta-Turnu-Severin. Dar bineînțeles și din punct de vedere financiar se vor reduce costurile atât pentru cetățeni cât și pentru funcționari, pentru că acel volum mare de hârtii care se imprimă, se scot tot felul de declarații, tot felul de certificate care costă, aceste costuri vor fi minimale, adică totul va fi online, totul va fi asigurat pentru cetățeni online, va fi mult mai simplu de ajuns la un rezultat concret și corect. Deci aveți cumva și o aplicație de supraveghere a activității salariaților? Da, prin acest program s-a
achiziționa și un astfel de program, dar și o aplicație care să intre în legătură directă cu cetățenii. Această aplicație, bineînțeles, dacă este și instalată, atunci în timp real poate vedea orice cetățean unde se află solicitarea și în ce stadiu. Un sistem informatic performant care să asigure utilizarea cât mai eficientă a portalului de servicii online și a aplicației de tipul Smart City presupune integrarea și corelarea unor anumite componente într-un sistem unitar. Astfel se va asigura corelarea unor instrumente particularizate precum gestiunea activității de salubritate, evidență încasări, contracte, evidență clienți, contabilitate, rapoarte, program pentru activitatea de apă canalizare, evidența amenzilor și a inspecțiilor din poliția locală, disciplina în construcții sau autorități similare. Fond locativ, evidența spațiilor de fond locativ, listă cereri în așteptare, rapoarte, evidența contractelor și urmărirea încasării acestora, înștiințări, precum și managementul locurilor de parcare.